Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne saltă inima de bucurie, ori de câte ori, într-un fel sau în altul, Domnul își face simțită prezența între noi sau în noi, confirmându-ne că este de partea noastră și nu împotriva noastră. Ne culcăm liniștiți punându-ne capul pe pernă, având siguranța că Dumnezeu este cu noi și cu copiii noștri și că viitorul nostru este în mâna Domnului pe care îl slujim și de care vrem să ne apropiem cu pocăință. Binecuvântat să fie Domnul! Atunci când omul se pocăiește, mesajul lui Dumnezeu întotdeauna este constructiv. Și când mustră Domnul, mustră, pedepsește, dar există la un moment dat un dacă, în urma căruia se schimbă cursul profeției. Și spune Domnul, am să te pedepsesc, am să te lovesc, am să te trimit printre neamuri. Dar dacă te vei pocăi, de acolo te voi aduce înapoi. Și tot timpul există acest dacă, care este o șansă pentru muritorul, care îi mai bate o inimă în piept, să se pocăiască. Aceasta este încurajarea pentru omul muritor. Dacă te simți vinovat, nu uita, există un dacă, dar pocăiește-te. Că acest dacă e potențial și intră în acțiune, se activează, ca și cardul care ți-l trimite banca. Se activează în momentul în care te pocăiești. Dar dacă nu te pocăiești, atunci dacă acesta va rămâne potențial în continuare, dar nu e activat. Dumneavoastră știți că eu am pregătit un mesaj în seara asta. Era normal să fie așa. Dar la fel de normal este să vă privesc și să înțeleg mesajul nespus de pe fețele dumneavoastră. Știu că ați încercat în casele dumneavoastră să vă pregătiți de sărbătoare, că e omenește. Și noi oamenii avem anumite hotare ale vieții, când ne aducem aminte mai mult decât altă dată de bunătățile Domnului. Și unul dintre ele este trecerea dintr-un an în altul. Și ne-am pregătit fiecare, cum ne-a ajutat Dumnezeu în casele noastre, să ne bucurăm de mila Domnului cu cei dragi. Și aș vrea în seara aceasta să nu vă obosesc, pentru ca mâine seară să veniți nu de silă, ci de drag. Așa că n-am mai citit textul biblic și nici nu o să spun pendelete ce am vrut să vă spun, însă așa într-un timp mai scurt, totuși, o să vă spun câte ceva. Să nu plecați cu inima goală acasă. Domnul a pus în inima mea un mesaj pentru seara asta. Duminică dimineața, când a predicat fratele Viorel Lozneanu și fratele Petru Cladovan, eram acolo pe bancă. Și s-a ridicat fratele Viorel și a citit din Matei, capitolul 25, și mi-a stat inima, 24, și mi-a stat inima că am zis că o să citească textul pe care mi l-a pus mie Domnul pe inimă să-l citesc. Dar el n-a citit textul ăla și într-un fel m-am bucurat. Dar a urmat fratele Petru Cladovan și a spus să deschidem la Matei la capitolul 25. Și am zis, Doamne, acolo nu pot fi decât trei texte biblice și unul este cel pe care Tu l-ai pus în inima mea. Și zic, să nu fie ăla, Doamne. Dar trebuie să vă spun că ăla a fost. Și mi-a citit textul și a predicat din pilda talanților. Și am stat pe bancă și am zis, Doamne, eu ce să înțeleg acum? Eu ce să fac? N-am înțeles eu bine când Tu ai pus în inima mea să spun cuvântul Tău de acolo? Fratele meu, și el a primit din partea Ta îndemnul acesta? Așa că în seara aceasta să nu vi se pară ciudat că am să vorbesc din același text din care a vorbit fratele nostru și slujitorul Domnului, fratele Petru Cladovan, duminică dimineața, din pilda talanților. Însă,
Intenția mea nu este să-l completez pe el, deoarece lumina pe care Domnul i-a dat-o lui atunci a fost completă. Intenția mea este să privesc puțin într-o altă direcție în textul acesta și în câteva cuvinte, înainte să plecați acasă și să vă bucurați în mijlocul familiei, să prindeți puțin la inimă. Și ceea ce vreau să spun în seara aceasta, ca de obicei, are un titlu. Și titlul mesajului pe care vreau să vi-l spun este: cum s-a sfârșit relația cu Dumnezeu? Cum s-a sfârșit slujba noastră? Cum s-a sfârșit alergarea noastră? Aici citim despre o pildă, este antipenultima din Matei, pilda fiind o întâmplare imaginară care are un singur adevăr central, prezentat în contextul obiceiurilor și culturii vremii în care a fost spus, după tiparul de gândire al oamenilor de atunci. Pilda aceasta face parte din ultimile patru pilde rostite de Domnul Iisus Hristos înainte de patimile sale. 11 pilde din cele aproximativ 31 pe care le conține Noul Testament încep cu afirmația: împărăția cerurilor se aseamănă acum cu. Două pilde însă, aceasta și cea de dinainte, încep cu aceeași afirmație puțin diferită, pusă la viitor, adică împărăția cerurilor se va asemăna în viitor cu. Și pilda aceasta este una dintre cele două care privește viitorul, vremea sfârșitului, și ea și pilda celor 10 fecioare. Elementele pildei au fost lămurite pe îndelete duminică dimineață, respectiv stăpânul îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos, robii îi simbolizează pe toți urmașii Domnului care slujesc în împărăția sa de pe pământ, iar talanții sunt valorile și resursele pe care stăpânul împărăției de pe pământ l-a dat slujitorilor împărăției de pe pământ ca să slujească în împărăția de pe pământ. Ce este talentul? Talentul este o unitate de măsură. În antichitate, această unitate de măsură a fost o unitate de măsură a greutății monedelor. În vremea patriarhilor, spre exemplu, se practica schimburile în natură, produsele fiind evaluate prin cântărire. Și trecerea la sistemul monetar s-a făcut treptat, încheiindu-se de-abia în perioada profeților. Spre exemplu, începând în secolul 7 înainte de Domnul Iisus Hristos, s-a standardizat anumite unități de măsură care s-au cântărit și au devenit tip. De atunci, talentul a rămas ca o măsură de greutate care valora 49 de kilograme în aur sau 43 de kilograme în argint sau 12.000 de drahme sau 3.000 de sicli. O drahmă, aproximativ o drahmă, era salariul unui om pe zi. 12.000 de drahme sunt salariul unui om pentru aproximativ, gândiți-vă dacă o drahmă este pentru o zi. Ei bine, atât de valoros era un talent în vremea aceea. Care a fost autoritatea stăpânului împărăției? Autoritatea stăpânului împărăției a fost faptul că el este acela care a dat talanți slugilor, robilor, slujitorilor. Nu ei au avut dreptul să-și aleagă, și Dumnezeu le-a dat. Stăpânul a împărțit averea la toți cei trei robi pe care i-a avut. Numai că el și-a luat dreptul în calitate de stăpân să le dea după putere la fiecare, așa cum el a crezut că este bine. Felul în care Dumnezeu își manifestă autoritatea în împărăția sa este dreptul său de Dumnezeu să aleagă. Spre exemplu, Dumnezeu împarte darurile credincioșilor, nu credincioșii își aleg daruri. Niciun credincios din biserică nu are dreptul să spună: eu de astăzi înainte vreau să am darul acesta
și vreau să am slujba aceasta. În ceea ce privește mântuirea, nu există predestinație. Pentru că mântuirea e oferită tuturor oamenilor din abundență. Dar e valabilă numai pentru cei care o acceptă. Dar în ceea ce privește slujirea, există predestinație. Pentru că El a dat pe unii, nu unii s-au dat pe ei. Și nici unii n-au dat pe unii, ci El a dat pe unii. Cel care împarte daruri, cel care oferă slujbe, cel care dă lucrări, nu e omul, este Dumnezeu. Stăpânul, El singur are dreptul să cheme în slujbă pe unii pentru predicare, pe unii pentru cântare, pe unii pentru conducere, pe unii pentru profeție. Dumnezeu este singurul care are acest drept. Omul care are nebunia să își revendice dreptul acesta fără să fie chemat de Dumnezeu, omul acela nu știe ce face. Pentru că în împărăție doar stăpânul dă la unul 5, la altul 2 și la altul 1. Cel care a primit 5 nu trebuie să se mândrească, iar cel care a primit 1 nu trebuie să se întristeze. Dumnezeu ne spune Scriptura în parte darul după următorul principiu. După puterea celor care primesc darurile. Oricine știe mai bine decât stăpânul ce putere avem noi. Mai mult de atât, privind în cuvântul Domnului, observăm că în al doilea rând Dumnezeu cere socoteală fiecăruia de ce i-a încredințat, nu mai mult. Și acum vreau să spun ceva care este deosebit de important. Nu face ceea ce Dumnezeu nu te-a chemat să faci. 2. Nu-ți închipui că îți cere Dumnezeu socoteală de ceea ce nu te-a chemat să faci. Ascultă-mă. Dacă nu te-a chemat să păstorești, crede-mă că niciodată nu-ți va cere socoteală de pastorația din biserică. Dacă nu te-a chemat să dirijezi, crede-mă că nu-ți va cere niciodată socoteală de felul în care funcționează formația bisericii. Dacă nu te-a chemat niciodată să conduci, nu-ți va cere socoteală despre calitatea conducerii. Dacă nu te-a chemat să faci ordine, nu-ți va cere socoteală de ordinea, de calitatea ordinei. Scriptura ne spune că s-a dus la cel care avea 5 talanți și așteptările lui Dumnezeu au fost în funcție de înzestrarea lui Dumnezeu. Măsura în care Dumnezeu înzestrează un om cu daruri, slujbe și lucrări este direct proporțională cu așteptarea pe care Dumnezeu o are la omul acela și cu măsura de responsabilitate pe care o cere de la el. De foarte multe ori astăzi, eu tremur în locul lui Andrei, timp în care ar trebui să mă gândesc că nu mie îmi va cere socoteală de calitatea slujbei lui Andrei. Dumnezeu nu va cere mie socoteală de asta. Mie îmi va cere socoteală de chemarea mea, nu de chemarea lui. Mie nu îmi va cere socoteală Dumnezeu de chemarea pastorului Cladovan. Mie îmi va cere Dumnezeu socoteală de chemarea mea. Ascultă-mă, nu te mai face responsabil atâta de o chemare care nu ți-a fost făcută. Că Dumnezeu nu te face responsabil de ce nu te-a chemat să faci. Nu te face responsabil nici de administrația Bush, nu te face responsabil nici de instituția poliției din Niles, nu te face responsabil nici de o slujbă la care n-ai fost chemat. Responsabili sunt cei care au fost chemați. Primul principiu este următorul. Dumnezeu dă talanți, la unul dă 5, la unul dă 1. El îi dă în funcție de puterea celor care, cărora îi dă. 2. Dumnezeu nu face responsabil pe cel care a primit 1 de 5 și nici pe cel care a primit 5 de 1. Dumnezeu știe câți talanți îi dă unui om și atât așteaptă de la el. Există în biserică oameni care ori vor mai mult decât le dă Dumnezeu, ori mai puțin. Dar în același timp există în biserică oameni care își asumă ori mai multă responsabilitate decât chemarea pe care le-a făcut-o Dumnezeu, ori mai puțină. Ambele extreme sunt greșite și păgubitoare și sunt lucrarea omului, a firii, nu a Duhului. Dacă Dumnezeu nu te-a chemat să dirijezi, nu-ți mai face atâtea probleme de dirijor, că nu pe dumneata te va judeca și te va cântări în locul lui. Dacă Dumnezeu nu te-a chemat să păstorești și să conduci, nu-ți mai face atâtea probleme, că nu pe dumneata te va chema Dumnezeu și te va judeca și te va pune în cumpănă de pastorație, ci pe cel pe care l-a chemat.
Acesta este principiul pildei talanților. Dacă ți-a dat 5, în funcție de 5 vei fi judecat. Dar dacă ți-a dat 1, vezi de talentul pe care l-ai primit. Dar ai grijă să-l vezi, să-ți vezi de talentul pe care l-ai primit. Acestea sunt principii clare în pilda talanților. Închei, vorbind puțin despre reacția ca o aplicație practică la solemnitatea acestei seri. Reacția celor trei robi care au fost dotați, binecuvântați de Dumnezeu cu slujbe, daruri și lucrări, cu harurile Domnului pentru slujirea în împărăția de pe pământ. Despre primii doi spune Scriptura că îndată au trecut la treabă, lucrând cu ce au primit de la Dumnezeu, îndată. Primii doi nu s-au comparat între ei spunând, vezi că eu sunt mai deștept și că Dumnezeu mi-a dat 5? Ai văzut că și Dumnezeu a confirmat că eu sunt mai deștept? Iar celălalt n-a încercat să-l convingă pe Dumnezeu că el e mai bun și lui trebuia să-i dea 5. N-a fost între ei nicio mâncărime, niciun conflict, nicio tragere de sfori, niciun lucru firesc. Fiecare a primit cât i-a dat Dumnezeu, că nu poate omul să aibă mai mult decât îi dă Domnul. Au fost oameni cu minte la cap. N-au fost nemulțumiți nici unul față de altul, nici față de Dumnezeu, nici n-au fost invidioși și disprețuitori, ci fiecare îndată s-a apucat de treabă în dreptul lui. Al treilea însă a avut o reacție negativă. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus, a făcut o groapă în pământ și l-a ascuns acolo. În mod normal, ar fi trebuit să slujească de un talent, adică o slujire minimă. Însă el nu a făcut nimic. Lucru care ne învață următoarele și cu care închei. 1. Trebuie să acceptăm că dintre toți trei, el nu a avut capacități și abilități de slujire ca ceilalți. Când Domnul i-a dat 5 talanți celui căruia i-a dat 5, Scriptura ne spune că a împărțit talanții după putere, nu după puterea lui Dumnezeu, după puterea celor cărora le-a dat. El a avut cea mai mică capacitate și cele mai puține abilități, de aceea Dumnezeu i-a dat 1. În al doilea rând, nu a avut dorință să slujească, după ce că a primit 1. Nu a avut dorință să slujească. Nu știm dacă din invidie față de ceilalți, din nemulțumire, nu știm dacă din comoditate, nu știm dacă din lipsă de înțelepciune sau din alt motiv, dar important e că n-a vrut să facă treabă. Un al treilea lucru pe care îl observăm este că nu a cunoscut caracterul stăpânului. El spune despre stăpânul lui când se întoarce, am știut că ești un om aspru. Uitați ce credea el despre stăpân. Păi care om ar sluji cu dragoste pe un stăpân aspru? Ceilalți doi, știți de ce îndată s-au dus și au slujit? Ei în inima lor au știut că stăpânul lor e bun, nu aspru. Dacă eu cred că acest bărbat, care este tovarășul meu de slujbă, sau el, cred că e un om bun, inima mea e lipită de inima lui. Dar dacă eu cred că el e un om aspru, încerc să mă depărtez de el și îl văd negru și tot ce face e negru și familia lui e neagră și mașina lui e neagră și toate lucrurile sunt negre. De ce? Pentru că în mintea mea eu mi-am pus următoarea înțelegere, el e aspru. Era normal ca al treilea rob să nu-l slujească pe Dumnezeu, deoarece în mintea lui era Dumnezeu e aspru, e rău, nu merită. Apoi, n-a știut că stăpânul îl iubește. El îi spune stăpânului, mi-a fost teamă de tine, mi-a fost frică. Observați ce relație avea el cu stăpânul? El credea că stăpânul lui e un polițist aspru și era teamă de el, îi era frică. Ce relație este în familie dacă soție e frică de soț? Aia e dragoste?
Ce relație este în familie dacă soțul lui e frică de soție? Acolo trebuie să existe bun simț, respect, omenie, bunătate, dragoste, îngăduință. Să îți câștige încrederea. Nu se face treabă cu bota. Cu bota se face treabă la închisoare. Cu bota se face treabă în Egipt, unde se fac cărămizi, dar nu în familie și nu în biserică. El n-a știut că Dumnezeu îl iubește. El din frică făcea ce făcea. Și atunci când îți e frică de cineva, nu-l iubești, nu-l respecti și nici nu ești gata să trăiești pentru el. Nu-i de mirare că el n-a făcut nimic. Și apoi nu era în unitate cu stăpânul. El îi spune stăpânului când se întoarce: ia-ți ce este al tău, nu ce este al nostru. Eu am citit în această carte că tot ce are Dumnezeu în cer, într-o zi va împărți cu mine. De aceea eu am simțul acesta al identificării cu împărăția lui Dumnezeu. Și când dau, când fac, când mă ostenesc pentru ceva, nu mă ostenesc pentru împărăția altuia, ci mă ostenesc pentru împărăția din care și eu sunt parte. Și eu voi avea parte din această împărăție. Eu nu mă disociez și nu mă separ de împărăția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu mi-e un stăpân aspru și indiferent. E Tatăl meu. E aproape de inima mea și eu sunt aproape de inima Lui. Observați că atunci când stăpânul se întoarce, spune: veniți binecuvântați Tatălui meu. Cui spune asta? Celor care îndată au făcut slujba. Dar celui de-al treilea, pe cel de-al treilea în primul rând îl demască, spune: ești un viclean și un leneș. Ca să fie clar, ești viclean și leneș. Doi, l-a certat, l-a mustrat și l-a pedepsit. Pentru întotdeauna afară, unde plânsul și focul nu se termină niciodată. Frați și surori, este suficient cât am spus ca să închei cu următoarea aplicație practică. Și dumneavoastră sunteți oameni ca mine și eu sunt om ca dumneavoastră. Anul acesta a fost o provocare pentru fiecare dintre noi. Și știu că fiecare ne-am pus ambiția și ne-am străduit cât mai mult să facem pentru Dumnezeu, atât în casele noastre, atât la locul de muncă unde ne câștigăm pâinea, cât și în biserică. Am încercat să fim cât mai punctuali, cât mai prezenți, să dăm cât mai mult, să fim cât mai răbdători, cât mai înțelegători, cât mai respectoși. Eu știu că fiecare am făcut cât am putut de mult. Dar acum s-a întors stăpânul, că s-a încheiat timpul. Și stăpânul se uită la noi. Acum nu e vorba de păstor sau de comitet, e vorba de stăpân. Stăpânul se uită la noi și ne califică în funcție de cât ne-a dat. El ne califică în funcție de cât ne-a dat. Din cei trei, este vreo unul care n-a primit nimic? Nu. Asta înseamnă că fiecare persoană din împărăție este chemat să facă ceva. Ce ai fost chemat dumneata să faci? Poate cineva să fie chemat să facă ceva și o biserică întreagă să nu vadă? Opinia mea este nu. Poate cineva să fie chemat și biserica să vadă, să identifice, da, se văd darurile lui Dumnezeu într-un om? Se văd. Dacă darurile lui Dumnezeu într-un om nu se văd, înseamnă că n-au valoare. Dacă există un diamant în praful drumului, se vede? Cum să nu se vadă? Păi diamantul e diferit de praf, strălucește, dă-ți-a ochii. Darurile lui Dumnezeu puse într-un muritor se văd de departe. Felul în care vă îndemn să ne rugăm în această seară, înainte să plecăm acasă, este următorul. Cum ne sfârșim alergarea în 2007? Spunându-ni se: vino rob bun credincios, sau du-te rob rău? Eu știu că noi toți sperăm să ni se spună vino, dar nu speranța noastră hotărăște dacă ni se spune vino sau du-te, ci ce am făcut cu talentul hotărăște. Dacă l-am pus în negoț și primind unul am adus câștig în împărăție încă unul, primind doi am adus câștig în împărăție încă doi, primind cinci am adus câștig în împărăție încă cinci,
Atunci stăpânul nu poate să spună altceva decât ce-i drept. Vino rob bun și credincios. Dar dacă, indiferent câți am avut, 1, 2 sau 5, i-am îngropat în pământ, din nemulțumire, din invidie sau din alte motive, din oricare, stăpânul nu l-a întrebat pe acesta de ce și-a îngropat talentul, ci i-a spus, luați-l și aruncați-l afară. Aș vrea în această seară, frați și surori, să stăm împreună înaintea Domnului și să acceptăm că banii noștri pot fi un talent, slujirea noastră din biserică poate fi un talent, ajutorul nostru voluntar într-o lucrare poate fi un talent, spiritul nostru de unitate, de solidaritate cu biserica Domnului poate fi un talent și orice construiește, ridică, orice e pozitiv, orice contribuie la bunul mers, orice îl proslăvește pe Dumnezeu, orice ridică lucrarea lui Dumnezeu, orice încurajează lucrarea lui Dumnezeu, orice aprinde focul mai mult pentru numele Domnului, orice repară spărtura din biserica Domnului, orice este pozitiv, absolut orice este pozitiv, este manifestarea unui talent pe care robii Domnului i-au primit ca să lucreze pentru împărăție. În această seară trebuie să acceptăm că avem un sentiment de frustrare dacă am pus talentul în pământ, indiferent pentru ce motiv. Scuzele noastre nu ne scuză, ne acuză. Sau avem un sentiment de bucurie dacă, în ciuda barierelor, a dificultăților, a greutăților, l-am slujit pe Domnul și am tras în jug, că a fost greu, că a fost ușor, că a fost vară, că a fost iarnă. L-am slujit pe Domnul nu pentru că au meritat oamenii, l-am slujit pe Domnul pentru că a meritat Domnul. Că dacă vrei să-L slujești pe Domnul când merită oamenii, păi câteodată nici propria familie nu merită. Dacă așa pui problema, e greu în viață să întâlnești oameni care merită. Dar dacă pui problema, indiferent dacă oamenii merită sau nu, îl slujesc pe Domnul și în numele Lui și de dragul Lui slujesc pe oameni, atunci problema este diferită. Dragi frați și surori, vă întreb încă o dată înainte să vă invit să ne rugăm. Cum încheiați alergarea în 2007? Înfrânți? Cu talentul în pământ, ascuns, înfășurat, intact sau bucuroși, că ați adus un câștig pentru împărăție. Nu valoarea câștigului e importantă, ci câștigul în sine, ascultarea să faci și străduința, implicarea, aceasta îl bucură pe stăpân. Și el spune, vino rob bun și credincios. Dacă veți auzi mâine dimineață că eu am trecut la Domnul, să nu vă pară rău. Și să nu mă plângeți. Pentru că închei alergarea acestui an nu bucuros că am făcut ce trebuia, dar bucuros că n-am ținut talentul în ștergar. Nu bucuros că am făcut ce trebuia, ci bucuros că n-am ținut talentul în ștergar. Aș vrea să te întreb în această seară, care ți este talentul și ce ai făcut cu el? Dacă pilda aceasta este adevărată, mulți dintre noi vor avea probleme. Nu pentru că n-au putut să facă nimic, ci doar pentru faptul că au vrut să slujească doar în condițiile puse de ei, nu puse de Dumnezeu. Vă rog în această seară, dacă vreți, schimbați-vă atitudinea. Dacă e nevoie, schimbați-vă atitudinea. Și pagina nouă care stă să se deschidă 2008, să fie o vreme de har pe care o folosim diferit cu pocăință și cu înțelepciune. Dedicându-ne Domnului și punând talentul sau talanții în negoț de dragul Mântuitorului Iisus Hristos, care merită și să trăim și să murim pentru El. Amin. Dragii mei, să ne ridicăm în picioare și să încheiem această seară cu rugăciune, cu dedicare înaintea lui Dumnezeu.